Această seară începem studiul nostru în cartea Ioel. Și dacă cartea Iona a fost o carte cu precădere despre dragostea lui Dumnezeu, revărsată peste Iona, revărsată peste oamenii aceia care călătoreau cu Iona la Tars, revărsată apoi peste cetatea Ninive, revărsată apoi iară peste Iona, ne întoarcem la cartea Ioel, o carte care vorbește cu precădere despre judecățile lui Dumnezeu. Acum, pentru a păstra o proporție sănătoasă asupra subiectelor pe care le găsim în Sfânta Scriptură, cum ar fi dilema asta, despre ce să vorbim mai mult? Despre judecata lui Dumnezeu sau despre dragostea lui Dumnezeu? Despre dreptatea lui Dumnezeu sau despre mila și îndurarea lui Dumnezeu? Cum vă gândiți că ar trebui păstrată proporția? 50-50? Proporția se păstrează prin simpla predicare expozitivă a Sfintei Scripturi. Dacă predici Biblia la rând, proporția e de la sine înțeleasă. Cât vorbește Biblia despre dragoste, atâta vorbești tu. Cât vorbește Biblia despre judecată, atâta vorbești tu. Și așa mai departe. Nu trebuie să ne frământăm cu care o fi proporția. Proporția ne este dată de simpla prezentarea cărților în Sfânta Scriptură. Așa că să nu aveți niciun fel de problemă dacă vi se pare la un moment dat, domnule, judecată, duminică după duminică, judecată, asta e proporția, da? Dar vom vedea imediat că lucrurile nu sunt chiar așa. Câteva date introductive despre cartea Ioel. Nu se știe cine este precis acest Ioel. Și cred că și de aici putem lua o învățătură. Important este mesajul pe care îl transmite Ioel, nu omul Ioel, da? Nu se știe nici cine-i tata lui ăsta, Petuiel. Apoi, nu se știe exact data când a profețit Ioel, dar din detalii care ne sunt răsate și le vom vedea imediat, Ioel profețește destul de timpuriu și este o carte foarte importantă, cel puțin în discuția cu atei. Este o carte foarte contestată, foarte contestată, pentru simplu fapt că profețește foarte multe evenimente viitoare, care parțial unele au avut loc, unele vor avea loc. Și dacă este o carte care profețește evenimente viitoare care s-au întâmplat deja, atunci au o problemă oamenii care spun că Sfânta Scriptură nu este adevărată. Se pare că a profețit în Iuda și la Ierusalim pentru că pune un foarte mare accent pe Ierusalim, pe Templul Domnului, pe Sion, pe Casa lui Dumnezeu. Mesajul lui, cum am spus, în esență vizează niște judecăți divine, niște judecăți realizate care au fost date poporului Israel și niște judecăți care urmau să fie date poporului Israel. Vizează judecăți date poporului Israel, dar și judecăți date tuturor neamurilor de pe pământ. Judecăți date Egiptului, judecăți date Tirului, Sidonului și așa mai departe. Cartea tratează de altfel foarte multe teme importante și pentru noi credincioși, cum ar fi păcatul, pedeapsa lui Dumnezeu, pocăința, sunt două pasaje clasice, foarte condensate și profunde despre pocăință, promisiunile lui Dumnezeu. Deși este o carte care vorbește foarte mult despre judecată, asta este ultimul detaliu introductiv pe care vreau să vi-l las, este o carte care tratează niște promisiuni esențiale pentru noi ca și credincioși, niște promisiuni escatologice, niște promisiuni care vizează vremurile viitoare. De exemplu, Ioel este acela care prezintă profeția pe care Petru o citează la cincizecime. Da? Că se va coborî Duhul Sfânt și bătrânii voștri și fetele voastre și fiicele voastre vor profeții, vor avea vedenii, vor visa visuri și așa mai departe. Da? Deci el face promisiunea coborârii Duhului Sfânt. Tot el face promisiunea, pe lângă alți profeți din Sfânta Scriptură, a strângerii tuturor evreilor înapoi în Israel. Tot el prevestește necazul prin care va trece Israelul, necaz crunt. El prevestește ziua Domnului, de fapt o temă regăsită peste tot în Vechiul Testament, o temă reluată chiar de Pavel în 1 și 2 Tesaloniceni, reluată de Petru în a doua epistolă, capitolul 3, când vorbește despre ziua Domnului, despre care unii bajocoreau când o fi ziua aia Domnului, că de când vorbesc părinții noștri. Care părinți? Păi profeții vorbeau despre lucrul acesta și au prevestit lucrul acesta. A venit Domnul Iisus Hristos prima dată și zic, bă, unde e ziua aia Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată despre care spuneți voi, că Domnul Iisus a venit și nu a fost nicio zi nici mare, nici înfricoșată din perspectiva lor, da?
Și el lămurește ce fel de zi a Domnului este aceea despre care au profețit și ceilalți profeți. Ioel vorbește despre o promisiune a judecării neamurilor, a tuturor neamurilor, și Ioel vorbește despre promisiunea unei împărății perfecte. Vom vedea atunci, la vremea potrivită, ce înseamnă lucrul acesta. În primul capitol, la care ne vom uita în seara aceasta, Ioel vorbește despre tratamentul pe care Dumnezeu îl aplică unui popor deja judecat prin disciplină. Un tratament oferit poporului judecat prin disciplină. Este o judecată pe care Dumnezeu o face oamenilor și nu este o judecată de disciplină, da? Este o judecată, Dumnezeu îi nenorocește și gata. Însă Dumnezeu cu poporul lui tratează într-un mod deosebit. Dumnezeu îl judecă prin disciplină și după ce face această judecată prin disciplină, Dumnezeu aplică un tratament printr-un cuvânt profetic, da? Deci merg mână-mână lucrurile acestea. Dumnezeu, cum am văzut dimineața și cu Iona, da? Dumnezeu îl disciplinează pe Iona printr-o experiență și împreună cu experiența aceea, Dumnezeu lasă un cuvânt pentru Iona. Ce fel de tratament aplică Dumnezeu acestui popor? În primul rând, Dumnezeu îi cheamă să perceapă cuvântul lui. Versetul 1, cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuiel, către bătrâni, către toți locuitorii țării, cum spune în versetul 2, da? Foarte important. Dumnezeu îi cheamă să perceapă cuvântul lui. Învățăm de aici că autoritatea există doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Este, repet, lipsit de importanță cine era Ioel. Important este că Dumnezeu a vorbit. Asta este una dintre cele mai mari vești care le-a adus creștinismul. Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi de capul nostru să descoperim ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a lăsat anumite pergamente din asta pe care, sau anumite suluri pe care să fie scrise niște mesaje codificate, cifrate, pe care noi cu experții noștri trebuie să le decifrăm ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu nu ne-a lăsat numai așa niște semne stranii în natură prin care să încercăm noi să-L căutăm cumva pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Lui și autoritatea unui om vine, că tot reforma a adus solele astea, doar. Autoritatea unui om vine doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea pe mine personal mă lasă rece orice fel de experiență care nu este supusă cuvântul lui Dumnezeu. Nu o experiență care vine împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, care este supusă cuvântului lui Dumnezeu, da? Și apoi învățăm de asemenea că autoritatea există doar atunci când Dumnezeu ți-a vorbit și ție. Este o diferență între ceea ce este scris în Sfânta Scriptură și ceea ce este de perceput de mine ca om, da? Autoritatea mea este întărită în momentul în care ceea ce eu spun și ceea ce el spunea a fost ceea ce el a auzit de la Dumnezeu. Ceea ce Duhul Sfânt pentru mine astăzi face și aplică în viața mea din cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu începe tratamentul lui cu poporul Israel chemându-i să perceapă cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu continuă prin chemarea lor la a percepe judecata lui Dumnezeu. În tot pasajul acesta vedem că poporul are o problemă cu a înțelege că Dumnezeu îi judecă. Foarte interesant lucrul acesta. Poporul nu pricepe că Dumnezeu îi judecă. Și tot pasajul acesta vedeți cum Dumnezeu îi cheamă să înțeleagă că se află sub judecata lui Dumnezeu. Și de fapt aș spune că este o tendință a omului de a ignora că păcatul lui duce la anumite consecințe. Omul chiar produce anumite lucruri care să anuleze anumite consecințe ale păcatului. Omul nu vrea să vadă judecata lui Dumnezeu, nu vrea să vadă asta am făcut, asta este judecata lui Dumnezeu. Printr-o consecință, printr-o lege pe care noi o înțelegem, naturală sau spirituală, sau printr-o intervenție directă a lui Dumnezeu, da? De pedeapsă și de judecată. Omul tinde să respingă lucrul acesta. Chemarea lui Dumnezeu la a percepe această judecată este adresată în pasajul acesta la două categorii de oameni. Spune Scriptura așa, ascultați lucrul acesta bătrâni, oamenii cu experiență, oamenii care conduceau cetățile și care conduceau poporul. Dar apoi spune, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Vedeți, întâi Dumnezeu se adresează liderilor poporului și se pare că și ei se aflau în necunoștință și ignoranță. Că de asta spune, ascultați lucrul acesta, luați aminte, bătrâni. Oameni care trebuiau să fie
lumini pentru poporul Israel, da? Să-i învețe pe oamenii aceștia. Erau oameni care ei înșiși se aflau în ignoranță. Și vedem de foarte multe ori în cuvântul lui Dumnezeu că bătrânii aceștia au fost care au legalizat, poate nu teoretic, dar practic păcatul în Israel, pentru că ei înșiși se făceau vinovați de ceea ce făceau oamenii. Da? Au legalizat practic păcatul. Și Dumnezeu îi vizează în primul rând pe ei. Îi vizează în primul rând pe ei pentru că ei au fost puși într-un anumit oficiu, da? De supraveghere a poporului Israel și erau aceia care trebuiau să-și dea seama cel mai repede că există o problemă. Însă orbirea în care se afla poporul Israel la punctul acesta este cruntă. Este cruntă la propriu. Învățăm pentru noi că dacă suntem cap de familie, dacă suntem slujitori, da? Dacă suntem puși în anumite funcții de responsabilitate, noi suntem primii către care merge cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi Dumnezeu se adesează și poporului. Dumnezeu nu lasă poporul să trăiască cu senzația că problema ar fi numai cu bătrânii. Este o tendință în vremea în care noi trăim ca, cum se numesc ei, oamenii de rând, să tot arunce vina asupra conducătorilor. Dacă popii, dacă păstorii, dacă prezbiterii, dacă comitetele, dacă ăștia care sunt frunte, sunt într-un fel sau altul. Ca și cum noi am fi dezvinovățiți de faptul că ăștia care sunt funcții mai mari sunt vinovați de anumite păcate. Dacă ei sunt vinovați, noi cumva suntem dezvinovățiți. Nici vorbă de așa ceva, că nu ne obligă oamenii compromiși să facem și noi compromisuri. Nu e așa? Uitați-vă, de exemplu, să luăm sfera aceasta politică, socială. Faptul că avem politicieni corupți, niciunul dintre ei nu vine și ne obligă pe noi să fim și noi corupți, corect? Deci nu justifică corupția lor corupția noastră. Dar veți vedea în istorie și în istoria poporului Israel și în general că cetățenilor le convine la un moment dat corupția politicienilor, pentru că pot să fie și ei corupți. Atâta timp cât corupția lor nu mă deranjează foarte tare pe mine sau nu o simt, n-am nicio problemă cu ea. Doar când corupția lor mă deranjează pe mine și mă afectează pe mine, în mod egoist condamn corupția lor. De ce? Că mă afectează pe mine. Dar n-am o problemă cu principiul, cu moralitatea, da? Cu principiul spiritual care îi pus acolo sub semnul întrebării. Da? Dumnezeu se adresează și poporului. Dumnezeu se adresează și poporului. După ce Dumnezeu îi cheamă să asculte cuvântul, după ce Dumnezeu îi cheamă să privească judecata și îi cheamă să privească această judecată prin cuvântul pe care îl spune aici, s-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? După ce face lucrul acesta, înainte să descrie judecata lui Dumnezeu, Ioel mai prezintă un al treilea element. Ioel cheamă poporul să își ia această responsabilitate, vreau să o numesc tradiție, e un fel de tradiție, a predaniei transgeneraționale. Să-și învețe copiii, spune versetul 3, povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta, despre judecata aceea, și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma. Este o predanie transgenerațională care trebuie să meargă din generație în generație, care nu se oprește de la o generație la alta. De ce? Este o judecată specială aici. Dumnezeu zice, nimeni să nu uite niciodată ce s-a întâmplat acum cu poporul Israel. Foarte interesant. Într-un comentariu devoțional pe care Spurgeon l-a scris pe pasajul acesta din Ioel, el spunea în felul următor. Aceasta este, și accentuez eu, prima noastră datorie. Și foarte interesant aici, dacă vă uitați în pasaj. Vine cuvântul lui Dumnezeu, zice, luați aminte, da? Percepeți voi care e situația. Și imediat după aceea spune, după ce ați perceput care e situația, zice, transmiteți copiilor voștri și asigurați-vă că copiii voștri transmit copiilor lor și copiilor transmit copiilor lor. Foarte interesant. După ce eu am perceput mesajul ăsta, primul lucru pe care mi-l spune e să spun copiilor mei. Aceasta este prima noastră datorie. Trebuie să începem în inima familiei sau la vatra familiei sau la vatra casei, spune Spurgeon. Este un predicator rău acela care nu își începe lucrarea în familie. Sunt mulți predicatori în ăștia hoinari care fac lucrarea Domnului și casele lor sunt vraiște. Mulți hoinari din ăștia. Neamurile sau păgânii trebuie câștigați prin toate mijloacele, dar familia are prioritate. Și spune el să nu uităm aranjamentul acesta al lui Dumnezeu. Neamurile, păgânii trebuie câștigați, dar familia are prioritate. A învăța copiii noștri este o datorie personală. Foarte interesant, Spurgeon a fost unul dintre cei care a militat foarte mult pentru școlile duminicale, pentru necredincioși, pentru copiii necredincioșilor, care nu aveau nicio
modalitate de a se intersecta cu cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte chiar care a scris-o pe subiectul acesta. Este foarte important, dar spune el așa. Deși el a militat pentru aceste școli duminicale, el zice așa. A învăța copiii noștri este o datorie personală. Nu o putem delega învățătorilor de școală duminicală sau altor ajutoare prietenoase. Lasă că am eu grijă de copilul tău. Nu, mersi. Bun. Învățarea parentală este o datorie, auziți ce spune el, nu doar prioritară, este o datorie naturală. Cine se potrivește cel mai bine să poarte de grijă copilului tău decât tu care ești, sau decât părinții care sunt autorii ființei sale, care l-au născut pe el? Tu care îl cunoști cel mai bine, care stai lângă el, știi slăbiciunile, știi punctele tari, crești în fiecare zi lângă el. Foarte interesant ce spune el, da? Ce cere Dumnezeu să spună copiilor? Ce spunem noi copiilor noștri? Dacă ar fi să povestim despre neamul nostru de oameni. Dumnezeu nu spune să spunem ce ne place nouă să spunem. Să povestim despre bunicii noștri, ce oameni extraordinari au fost, ce eroi credinței. Punctele lor, spune-l, punctele lor tari. Nu asta spune Dumnezeu? Dumnezeu spune să spună lucrul acesta, adică judecata pe care Dumnezeu a adus-o în Israel. De ce? De ce am povestit noi pruncilor noștri că Dumnezeu ne-a judecat și ne-a disciplinat? Dintr-un motiv relativ simplu. Pentru ca copiii noștri să învețe frica de Dumnezeu uitându-se la ceea ce s-a întâmplat cu noi. Știu o biserică din țară la noi și mi s-a părut absolut genial lucrul acesta, care aveau anual o întâlnire în care povesteau istoria bisericii. Și vă spun, biserica aceea avea o istorie tristă, cruntă. Dar în fiecare an punctau elementele principale din istoria lor. Bune, rele și foarte rele. De ce? Ca generația care vine sau generația care era acolo să învețe din lecțiile trecutului și să nu repete aceleași lucruri. Oamenii ce spun? Oamenii zic să vedem partea plină a paharului. Da? Să rămânem cu lucrurile bune. De morți numai... Dumnezeu nu spune așa. Dumnezeu nu spune lucrul acesta. Și asta nu este o învățătură care se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Despre un teolog foarte renumit, nu vă spun care a fost destul de important în teologia evanghelică, se zice că a trăit cu secretarea lui, dar asta nu contează dacă o scrie teologie bună, nu? Despre un păstor descalificat moral, oamenii ziceau, domnule, e un lucru scandalos, scandalos, să scandaliza lumea din jur. Ei spunea, domnule, dar a avut și lucruri bune. Bă, crezi că o fi avut și lucruri bune, numai Satana n-are lucruri bune. Da? N-are niciun lucru bun. Normal că a avut și lucruri bune. Iar despre un alt compozitor, cineva îmi spunea, domnule, niște cântări inspirate, extraordinare. Acum nu știu dacă la ce fel de inspirație se referea, zice, dacă îi plăcea paharul și era bețiv. Nu știu cântările, sub ce inspirație le-au scris, știți? Să vedem partea plină a paharului, partea plină a paharului. Dumnezeu are un alt fel de perspectivă asupra acestor lucruri, da? Un alt fel de perspectivă acestor lucruri. Întrebarea care spune este următoarea și cineva m-a întrebat săptămâna asta. Dacă părinții nu povestesc copiilor lor. Auzi ce zice versetul 3. Povestiți copiilor voștri. Și copiii voștri să povestească copiilor lor. Iar copiilor să povestească neamului de oameni. Dacă părinții nu povestesc, ce facem? Păi rezultă două lucruri. Ei intră sub judecata lui Dumnezeu dacă îți părinți credincioși, sub disciplina lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, ei trebuie să se pocăiască și să-și facă treaba. Nu? Asta e. Să se pocăiască și să-și facă treaba, nu să inventăm noi altceva. Apoi, după ce Ioel prezintă această chemare la preda transgenerațional această învățătură, această judecată, această disciplină pe care a făcut-o Dumnezeu, de la versetul 4, Ioel începe să descrie și să cheme poporul la un plânset, la un bocet. Uitați-vă, vom citi versetele 5, 8, 9 și 11, unde spune așa. Versetul 5. Treziți-vă bețivilor și plângeți. Văitați-vă toți cei ce beți vin. Versetul 8. Bocește-te, acum adresează o chemare generală. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Versetul 9. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții slujitorii Domnului jeleț. Versetul 11. Înmărmuriți plugari, văitați-vă vieri din pricina grâului și a orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Și acest bocet se extinde la un moment dat chiar până la animale. Pentru că spune versetul 18. Cum gem vitele. Cirezele de boi umblă buimace căci nu mai au pășune. Chiar și turmele de oi sufere.
Versetul 19, către tine, Doamne, strig. Versetul 20, chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine. Căci au secat purealele și a mâncat focul izrazurile pustiei. Da? Este o chemare la bocet, la plâns pentru ceea ce s-a întâmplat în locul acesta. Aș vrea să vă descriu acum, de fapt ne descrie cuvântul lui Dumnezeu, nu eu, în 7 efecte devastatoare a judecății lui Dumnezeu. Ne uităm la versetul 4, care este o descriere generală a acestui efect devastator al judecății lui Dumnezeu. Versetul 4. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam. Și ce e lăcusta asta Gazam? Nu ați auzit de Gazam, nu? Nici eu. A mâncat lăcusta Arbec, ce a lăsat lăcusta Arbec, a mâncat lăcusta Elec, ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Sunt niște interpretări foarte haioase cu privire la lăcustele astea și nu o să vă duc în ele pentru că predicarea nu-i spațiu de amuzament. Dar unii s-au pus la traducere și cred că au dreptate. De exemplu, în GBV 2001, traducerea asta spune Scriptura așa. Ce a lăsat lăcusta rozătoare, a mâncat lăcusta cea mare, ce a lăsat lăcusta cea mare, a mâncat lăcusta tărătoare și ce a lăsat lăcusta tărătoare, a mâncat omida. Și este acolo o notă de subsol care în multe comentarii este și explicată. Acestea sunt diferite specii de lăcuste sau diferite stadii de creștere ale lăcustei. Adică erau lăcustii și la fiecare fază, cu cât se dezvoltau lăcustele, mâncau mai mult și devorau mai mult. Ceea ce descrie Dumnezeu aici, ce zice ce-o mâncat aia, ce nu-o mâncat aia, o mâncat cealaltă, ce nu-o mâncat aia, o mâncat cealaltă și așa mai departe, Dumnezeu învață că cu cât s-a dezvoltat lăcustele, au ajuns să distrugă și să devasteze absolut tot ce au găsit în jurul lor. La asta se referă numele asta, da? Diferite stadii la care se află lăcustele și cu cât stadiul este mai înaintat, cu atâta capacitatea lăcustei de a devora este mai puternică și mai mare. Despre asta vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Da? Menționarea tuturor acestor stadii are rolul de a ne arăta că aceste lăcuste au devastat totul. Dacă vă aduceți aminte, egiptenii au fost loviți de Dumnezeu cu lăcuste. Însă ceea ce vedem în pasajul acesta este că Dumnezeu aduce această pedeapsă prin lăcuste pe o perioadă extinsă de timp. Pentru că poporul Israel a avut mult mai multe privilegii decât a avut Egiptul. A avut mult mai multe privilegii. Și Dumnezeu extinde această pedeapsă asupra lor, da? Versetul 4, efectul devastator al judecății, vedem? Versetul 5, vedem efectul devastator asupra bețivilor. Treziți-vă, bețivilor! Plângeți! Vă uitați-vă tot ce beți bine! Căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a învălut un popor puternic, asta este o descriere, o personificare a lăcustelor, fără număr cu dinzele și măsele de leoaică. Proverbe 30:27 descrie lăcustele, zice, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. În Apocalipsa, când Dumnezeu aduce iar o judecată asupra pământului, de data aceasta asupra neamurilor, 9:7 zice, lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Dumnezeu prevestește această judecată prin lăcuste. Când zice în Deuteronom 28:38, comparând ce a făcut Dumnezeu pentru Egipt, zice același lucru, dacă nu ascultați, dacă vă duceți spre idol, dacă vă duceți spre imoralitate, dacă vă duceți spre păcat, dacă mă părăsiți, aceleași judecăți pe care le-am dat Egiptului, o să vi le dau vouă. Zice, vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Amos 4:9. Va lovi cu rugină în grâu și cu tăciună. Grădinile voastre cele multe, vile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Spune, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Efectul devastator asupra bețivilor. De ce începe cu bețivii oare Dumnezeu? Păi în momentul în care un popor începe să aibă preocupare cu băuturile fine, alcoolice, arată că poporul se află o anumită stare de prosperitate. Ei, starea asta de prosperitate de multe ori este direct proporțională cu căderea în păcat. Cu cât un popor a ajuns mai prosper, cu atâta și-a ridicat fruntea mai semeț, mai sus și a găsit că este viața cu Dumnezeu plictisitoare, este neimportantă, poate fi pusă deoparte și independența, libertatea a devenit, libertatea față de Dumnezeu, independența față de Dumnezeu, a devenit o variantă destul de atractivă pentru ei. Asta, de asta Dumnezeu începe să vorbească despre bețivi, pentru că poporul lui Israel îi cam plăceau băuturile astea alcoolice. Nu că era un păcat rar la ei, da? Beția. Este clar în Sfânta Scriptură acum, dacă tot veni vorba, că ceea ce în Sfânta Scriptură este condamnat vehement, nu este
băutul de băuturi alcoolice per se, ci beția, da? Beția. Vedeți în Sfânta Scriptură, în, de exemplu, în Noul Testament, Efeseni 5:18, plinătatea Duhului și beția sunt invers proporționale, da? Nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh, da? Depărtarea de Dumnezeu și implicarea în beție sunt legate unele de altele, da? Acum, dacă beția îi împiedica pe oamenii ăștia să gândească ce se întâmpla, Dumnezeu dă o judecată așa încât să se poată trezi. Calvin are o formulare interesantă la versetul acesta, spune: bețivii simt judecata lui Dumnezeu în gurile și pe limbile lor. Adică te face Dumnezeu să simți judecata în domeniul ăla, da? Acum, să bei băuturi de alt soi decât apă este un lucru de care n-ai neapărat nevoie, da? Eu dacă vreau să beau un suc bun, n-am nevoie să beau sucul ăla bun. Înseamnă că îmi permis să beau sucul ăla bun. De Dumnezeu le dă o judecată care îi face să simtă exact în domeniul ăsta. Îi face să simtă judecata lui Dumnezeu, da? Îi face să simtă în gură. Noi îl simțim câteodată în buzunar, în multe locuri simțim judecata lui Dumnezeu, da? Vedem apoi în al treilea rând, versetul 7, efectul devastator asupra plantelor care produceau hrana pentru ei. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți mochinul, dar de acolo și extrăgeau ei hrana și extrăgeau băutura. L-au jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Cam furioase erau lăcustele astea, da? Apoi, versetul 8, al patrulea aspect, efectul devastator emoțional pentru ei. Auziți, este o chemare. La bocește-te ca o fecioară încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei, nu? Ca și cum ți-ar muri bărbatul înainte să te măriți, sau ca și cum ți-ar muri bărbatul în luna de miere. Zice Dumnezeu, așa de gravă e situația. Prin păcatul lor, prin ceea ce au făcut, l-au îndepărtat pe Dumnezeu cu prezența lui manifestată din mijlocul lor, da? Este un legământ în care Dumnezeu a intrat cu poporul Israel. Și ei au călcat în mod repetat acest legământ. Comparația de aici este foarte clară. În multe alte lucruri Dumnezeu folosește comparația aceasta. Dumnezeu este bărbatul, iar fecioara asta este Israelul cu care Dumnezeu s-a logodit. Iar fecioara aceasta a pângărit binecuvântările lui Dumnezeu și a călcat în picioare relația cu Dumnezeu. Într-un fel de aici învățăm și din alte locuri din Sfânta Scriptură că vechiul legământ nu a fost un legământ pe care poporul a putut să-l țină. Când ne uităm la poporul Israel și ne mirăm, domnule, ăștia la propriu, fără minte, oare cum au putut ăștia? Fiind binecuvântați de Dumnezeu, în felul ăsta tot fugă de Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegem că vechiul legământ este pentru noi o lecție. Este un îndrumător spre Hristos. Vechiul legământ a scos păcatul la iveală. Vechiul legământ a arătat ce poate, până unde duce natura păcătoasă a omului. Dumnezeu binecuvintează. Iartă de o grămadă de ori. Ei calcă în continuare legământul lui Dumnezeu. Și atunci vedem și înțelegem promisiunile pe care Dumnezeu le face în Vechiul Testament, se împlinesc în Noul Testament cu privire la Noul Legământ, care în Domnul nostru Iisus Hristos ne sunt asigurate condițiile legământului. Ne este asigurată credința, ne este asigurată sfințenia, pentru că noi n-am putea să trăim nici în credință, nici în sfințenie, fără ajutorul lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Da? Asta este extraordinar în Noul Legământ. Că Domnul Iisus Hristos șterge toate păcatele și ne procură, ne asigură până la capăt. Să mergem până la capăt. Altfel, care e diferența dintre Vechiul și Noul Legământ? În Vechiul Legământ au călcat condițiile, în Noul Legământ calcă și ei condițiile. Ce asta e, nu? Nu, nici vorbă. Diferența fundamentală este că Dumnezeu acum în Noul Legământ face o lucrare nu doar în exteriorul nostru prin faptul că ne iartă păcatele și ne justifică, ne îndreptățește, ci face o lucrare profundă în interiorul nostru și ne dă o inimă care este regenerată și locuită de Duhul Sfânt așa încât să nu ne mai putem depărta niciodată de Dumnezeul nostru. De asta Domnul Iisus Hristos este o persoană atât de dragă nouă, pentru că El a întemeiat acest nou legământ, da? Apoi, în al cincilea rând, arată efectul devastator asupra închinării și templului. Versetul 9. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Pentru evrei, înțelegem că casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu a fost un loc extraordinar de important. Când Solomon a construit templul acela grandios, era mândria poporului Israel.
Era ceea ce, într-un fel, îi reprezenta pe ei înaintea neamurilor. Neamurile înțelegeau ceva despre Dumnezeul lor, uitându-se la cât de grandios era templul. Aduceți-vă aminte de faima, de faima pe care a câștigat-o poporul Israel prin Solomon și prin templul pe care l-a construit în toate națiunile pământului după ce au construit acest templu extraordinar, grandios, măreț. Când a încetat în templu închinarea, pentru ei a fost asta o lovitură sub centură. A fost o lovitură sub centură. Pentru ei asta a fost o declarație clară a falimentului lor. Acum spune Scriptura aici, au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură și preoții slujitorii Domnului jălesc. Acum am întrebat, de ce jăleau ei? Jăleau pentru că reputația lui Dumnezeu era pusă sub semnul îndoielii sau jăleau pentru că ei din darurile alea de mâncare trăiau? Înțelegeți? Din câte mi se pare mie din pasajul acesta, ei jeleau nu pentru onoarea casei lui Dumnezeu sau a lui Dumnezeu, care era reprezentat de această case, ci pentru că lipseau la propriu cele trebuincioase pentru traiul zilnic. Nu mai erau ce să aducă. Ei în fiecare zi trebuiau să aducă darul de mâncare și jertfă în casa lui Dumnezeu și nu mai aveau ce să aducă. Da? E ca și cum s-ar închide adunările. Nu mai aveau unde să ne ducem. Nu mai avea ce să facem. N-avem cine să predice, cine să cânte, cine să se roage. Nu știu, ar fi o situație din asta la propriu. A fost ceva teribil pentru ei lucrul acesta. Asta a fost o judecată a lui Dumnezeu, un efect devastator asupra închinării și a templului. Și dacă transpunem lucrul acesta, asta este o dovadă de judecată a lui Dumnezeu când închinarea în adunare, în casa lui Dumnezeu care suntem noi, este pervertită. Acum ce era dacă ei, pentru că nu aveau darul de mâncare și jertfe de băutură, s-ar fi pus să facă cu totul alte lucruri acolo. Zice, dacă Dumnezeu a retras astea, hai să ne punem noi să facem niște exhibiții aici, facem ceva show aici care să fie o altă formă de închinare, domnule, că nu-i principiul regulativ, nu este biblic. Facem altceva. Avem suficientă imaginație, nu putem să ne ducem la templu, stăm acolo, nu avem ce să aducem, nu ducem să stăm acolo, facem altceva. Inovăm ceva. Doamne, avem imaginație, facem altceva în templul lui Dumnezeu, nici vorbă. Da? Ei au simțit judecata lui Dumnezeu în lucrul acesta, au simțit judecata lui Dumnezeu. Al șaselea efect este efectul devastator asupra pământului și producției. Zice, câmpia este pustită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Da? Grâul pentru mâncare, mustul pentru băutură, unde lemnul care avea efect medical, culinar și ajuta și la înfrumusețarea trupului. Dumnezeu a luat totul, a retras absolut totul. Pentru că în Vechiul Legământ știți atâtea condiții pe care Dumnezeu le-a pus și le-a spus, dacă împliniți condițiile astea, vă voi binecuvânta. În casă, la câmp, vă voi binecuvânta cu mus, cu grâu, cu undelem și așa mai departe. Dumnezeu retrage lucruri esențiale pentru viața lui. Și în final, efectul devastator asupra agricultorilor și roadelor. Versetul 11 și 12, iar îi cheamă la plânset. Nu, e foarte interesant aici, nu plâng doar bețivii, plâng și preoții, plâng și agricultorii. Și face o chemare la boce și la plânset pentru toată lumea. Zice, plângeți ca o fecioară care a fost lipsită de bărbatul tinereției. Înmărmuriți plugari, vă uitați-vă vieri din pricina grâului și orzului, da? Hrana. Căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. O judecată de plină, totală, pe care Dumnezeu o aduce în viața lor. Acum, ce este frumos în Sfânta Scriptură și ce este extraordinar la Dumnezeu, este că Dumnezeu atunci când aduce o judecată disciplinatorie, corectivă, Dumnezeu o însoțește cu o chemare la pocăință. La pocăință. Îi cheamă Dumnezeu să asculte cuvântul, îi cheamă Dumnezeu să vadă judecata pe care a adus-o, îi cheamă Dumnezeu să povestească lucrul acesta la copiilor și așa mai departe, îi cheamă Dumnezeu să plângă, da? Însă aici vă 4-5 chemări la plânset, dar apoi Dumnezeu îi cheamă la pocăință. Și e importantă ordinea aceasta, să știți. Faptul că Dumnezeu îi cheamă întâi să ia seama și să asculte cuvântul Domnului și după aia îi cheamă să plângă, e important. Că altfel plânsul e un plâns emoțional care se duce ca un abur și nu are niciun fel de valoare. Nu știu dacă ați văzut oamenii ăștia care plâng la secundă. Eu am văzut. Am câteva persoane în minte. Oameni când se punea la rugăciune, dacă era rugăciune pocăință, Doamne! Începea să plângă. Păi aia s-o prea sus și aș vedea de treabă. Un plânset, o emoție care nu vine din cuvântul lui Dumnezeu, nu vine din revelație.
Mulți oameni înțeleg, noi suntem împotriva emoțiilor, noi suntem împotriva sentimentelor. Nu, suntem împotriva emoțiilor și sentimentelor care nu vin în urma revelației și cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem persoane înzestrate cu sentimente și sentimentele ne fac de foarte multe ori viața frumoasă. Noi avem nevoie de sentimente și când mâncăm mâncare și când povestim cu cineva și spunem anumite lucruri funny. Deci sunt în regulă sentimentele. Dar când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu, de închinare, sentimentele noastre trebuie să fie provocate de cuvântul lui Dumnezeu. De asta citirea publică a cuvântului lui Dumnezeu este fundamentală. Ca emoțiile noastre să nu fie un foc de paie. Hai mă, încinge atmosfera, bagă, ne-am turat toți cu sentimentele, când s-au oprit tobele, gata, s-a terminat. Bă, dacă mai ținea puțin prezența lui Dumnezeu, a plecat, s-a oprit fumul, s-a oprit chitara electrică, s-a dus prezența lui Dumnezeu. Asta e. Nu! Sentimentele care rămân, sentimentele biblice, plânsul biblic, bucuria biblică, vine în urma revelației cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi pocăința vine în urma revelației cuvântului lui Dumnezeu. Că aici este o chemare la pocăință. La versetul 13 este o chemare la pocăință. Întâi de toate, foarte important, această chemare la pocăință este pentru două categorii de oameni. Iarăși, o categorie de oameni sunt păstorii sufletești a Israelului și a doua categorie sunt oamenii, da? Poporul Israel. Uitați cum îi cheamă pe păstorii sufletești la pocăință. Și dacă vă gândiți la Domnul Iisus Hristos și El a chemat în același fel, a chemat la pocăință poporul, dar a avut mesaje clare, profunde, directe și pentru conducătorii poporului Israel, cum ar fi Matei capitolul 23. Cum cheamă Dumnezeu păstorii sufletești la pocăință? Nu că asta nu s-ar extinde la toți, da? În primul rând zice să încingeți-vă preoți și plângeți, bociți-vă slujitorii altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați, cu asta trebuiau să cu saci slujitorii Dumnezeului meu. Gândiți-vă, preoții în Vechiul Testament aveau o îmbrăcăminte foarte sofisticată, frumoasă la propriu, că a fost lăsată prin inspirație divină în cuvântul lui Dumnezeu. Nu aveau voie să facă inovații de-a lor, aveau o îmbrăcăminte frumoasă. Și Dumnezeu le cere oamenilor acestora care totdeauna erau văzuți de popor îmbrăcați așa frumos. Le cere Dumnezeu să se îmbrace, să se încingă și să se îmbrace cu saci. Asta cum, știți cum sună asta? M-am gândit, numai, cum ar fi să le explic la frați să înțeleagă mai bine? Ca și cum ați luat cei mai mari moguli din țara asta, nu știu, evanghelici, ortodoși sau ce vreți dumneavoastră, dar cei mai mari moguli cu avioanele lor, cu mașinile lor, cu luxurile lor, cu hainele lor, da? Și să spună Dumnezeu, dă-ți cravata jos, dă-ți costumul jos și pune un sac pe tine. Nu, acum nu știu cum vi-ați imaginat dumneavoastră pe unii dintre ăștia cu sacul pe ei. Cam asta, domnule, pentru mine îmbrăcămintea asta este un semn al poziției în care eu mă aflu, da? Deci nu pot să las cravata aia la propriu, haina aia de costum. Arată prestația mea, felul în care oamenii mă privesc pe mine în poziția în care sunt, da? Și Dumnezeu spune, dați jos aia. Ce rol mai are poziția voastră, că nu mai aveți ce să aduceți? Nu mai aveți ce să aduceți, nu mai aveți revelație din cuvântul lui Dumnezeu, nu mai aveți posibilitatea să aduceți închinarea pe care Dumnezeu v-a cerut-o. Închinarea pe care Dumnezeu v-a cerut-o. Și eu cred că asta ar trebui să facem și noi câteodată, să lăsăm sofisticările și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, pentru că multe adunări sunt deja în apostazie. Multe adunări sunt în apostazie, iar trăirea credincioșilor de fiecare zi în foarte multe locuri este la propriu jalnică. Și chemarea lui Dumnezeu nu este să facă programe în continuare, da? Smerenie cere Dumnezeu plâns și plângeți, bociți-vă slujitorii altarului. Este important plânsul, plânsul sincer, este important plânsul. Nu știu, când ați plâns ultima dată? Din nou vă întreb, cum v-ați imaginat dumneavoastră pe cei mai mari oameni ai evanghelicilor plângând? Vă imaginați plângând? Bocind în fața poporului, bocind în biserică. Domnule, suntem în apostazie. Să aibă o luminare deodată. Domnule, asta e închinarea care ne-a cerut-o Dumnezeu. Multă închinare, pur și simplu, este o mega isterie. O mega isterie. Domnule, asta e ce ne-a cerut Dumnezeu. Asta e rugăciunea pe care ne-a cerut-o Dumnezeu. Asta e predicarea pe care Dumnezeu a cerut-o în adunările baptiste. Domnule, asta e creșterea copiilor pe care ne-a cerut-o Dumnezeu. Ăsta e comportamentul pocăiților pe care l-a cerut Dumnezeu. Domnule, nu-i bine, ceva nu-i bine. Și să înceapă oamenii să se vaite, să bocească, să plângă. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Plânsul arată că înțelegem situația în care ne găsim.
plânsul arată că vedem că situația este extremă, că ne pasă de situația. Este o stare extraordinar de gravă și că ne pasă. Poți să vezi că situația e gravă și să nu-ți pese. Ioana cu Ninive. Dar când vezi că situația este gravă și îți pasă că situația este gravă, plângi. Plângi dacă îți pasă. Dacă nu-ți pasă, nu plângi. Nu plângi. Acum, plânsul ăsta nu arată că noi nu credem în controlul suveran al lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, ci arată că vedem păcătoșenia noastră și starea în care ne găsim. Da? Deci, mă, dacă plângi, înseamnă ce, tu nu crezi că Dumnezeu e în control? Ba da, cred că e în control. Și tocmai judecata asta pe care a adus-o Dumnezeu mă cheamă să plâng, pentru că asta arată că ne aflăm într-o stare extraordinar de gravă. Apoi Dumnezeu îi cheamă doar să plângă, ci să stăruie în starea asta de smerenie. Zice, bociți-vă slujitorii altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu, slujitori ai Dumnezeului meu. De ce îi cheamă Dumnezeu să facă lucrul acesta? De ce îi cheamă Dumnezeu să facă lucrul acesta? Slujbele lor erau lipsite de conținut acum pentru că nu mai puteau să-și îndeplinească slujba, că nu mai aveau cu ce să facă lucrarea, da? Acum, la noi e diferit și aș spune că parcă e puțin mai greu. Pentru că noi lucrăm cu arme spirituale. Și multe dintre ele sunt sau au devenit așa de ușor de falsificat. Și predicarea, și rugăciunea, și închinarea prin cântare au devenit ușor de falsificat. Ei când n-au mai avut la propriu să aducă băuturile alea, dom'le, au trebuit să-și pună semne de întrebare. Dom'le, nu mai pot astăzi să-mi fac acum în sabat slujba? Nu mai am cu ce. Dom'le, asta e o problemă. Începeau să-și pună mari semne de întrebare, da? Nu mai aduc oamenii mâncare, nu mai iau mâncare să aducă la casa lui Dumnezeu. Nu mai am eu din ce să trăiesc. Dom'le, e o problemă gravă în relația noastră cu Dumnezeu. Astăzi lucrarea este duhovnicească. Și dacă am putea și noi să simțim depărtarea prezenței lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, poate că ne-am apucat mai repede de post, de rugăciune și de smerenie. Nu credeți? Dacă putea să... Dom'le, a ieșit Duhul Sfânt afară. În Apocalipsa vedem că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt unei biserici, prin prorocul Ioan, prin apostolul Ioan, și vorbește unei biserici și îi spune că Hristos este deja afară, a ieșit deja afară. Și biserica nu sesiza că Hristos este afară. Ei își făceau slujbele lor, ritualurile lor în continuare, dar prezența lui Dumnezeu dispăruse de acolo, plecase de acolo. Plecase de acolo prezența lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu cheamă la pocăință nu doar păstorii sufletești al poporului, ci cheamă la pocăință poporul. Auziți ce spune? Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrânii, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Dar vreau să vă gândiți, să mă mai gândiți puțin la ordinea aceasta. Dumnezeu cheamă întâi liderii și apoi cheamă Dumnezeu poporul. Eu așa cred că trebuie. Cum ar fi să... strângerile astea care sunt bune și sunt importante a celor care cârmuiesc adunările în țara asta, indiferent de cult. Cum ar fi să întâlnească o dată pe an? Dom'le, nu-i mult o dată pe an, nu? Câteva zile. Hai. Mai ales cei care n-au și servicii pe lângă, să ne am câteva zile numai la plânset, la bocet, la post și la rugăciune. Ar fi o idee extraordinară. Dacă starea este care este. Sfaturile unora sunt așa. Mă, fraților, chiar dacă starea în adunare nu-i cum trebuie, chiar dacă frații din comitet sunt lângă mine și așa ziceați 2-3 frați din adunare care își deau seama că lucrurile nu merg cum trebuie. Da? Știți scena pe care vă spun, da? Hei, voi vedeți-vă de treabă, voi, oamenii de rând, și postiți și vă rugați. Dar el ar trebui să le spună întâi ăsta să postească și să se roage. Primilor, oamenilor care conduc în adunare și apoi să se adreseze poporul. Asta face Dumnezeu de două ori în textul acesta. Întâi se adresează liderilor, bătrânilor, preoților, slujitorilor Domnului și abia apoi se adresează poporului. Apoi se adresează poporul. Lasă, domnule, voi stați acolo în adunare, nu contează că e apostată, nu contează că e pe muchii de cuțit, nu contează. Voi nu comentați, nu ziceți nimica, nu trageți niciun semnal de alarmă. Lucrările Domnului nu se fac așa. Voi stați acolo cu minței, postiți și rugați-vă. Nu asta este învățătura lui Dumnezeu. Nu asta spune Dumnezeu. Dumnezeu face o chemare publică la pocăință a liderilor. Face apoi o chemare publică la pocăință a poporului. Cine trebuie să cheme poporul la pocăință? Comitetul! Da? Nu comitetul. Comitetul de prezbiteri, dacă vreți să-l numiți așa, da? Dar cam asta e. Ei trebuie să... Auziți ce spune? Vestiți un post. El acum spune, voi liderii trebuie să chemați poporul la post. Păi cum să vestească ei un post dacă ei nu sunt post întâi, nu?
Chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți, cine? Voi să strângeți pe bătrâni și pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeul vostru și strigați către Domnul, da? Este o chemare și o implicare a întregului popor, a întregului popor în această pocăință. Chemarea trebuie să fie la un timp specific. Vestiți, zice, chemați o adunare de sărbătoare. Noi putem da directive generale. Fraților, care vreți, rugați-vă și postiți. Asta e ca și cum îți propui, știi, mă, vreau să mă rog. E bine că vrei să te rogi, de aprecia lucrul acesta, dar veți vedea în practică că ne trezim că nu ne rugăm zile în șir pentru simplu fapt că nu mi-am pus un timp în care să mă rog. Văd că nu mă pot disciplina la propriu odată cu rugăciune. Eu nu mă rog la propriu. Dumnezeu, stabilește-ți un timp în care să te rogi. Da? De aceea avem momente de întâlnire în locul acesta de închinare și de rugăciune și de predicarea cuvântului. De asta avem momente fixe. Că dacă ar fi așa, du-te la adunare, ajunge ca ortodoxi. Să duci, vezi câte unul așa, buimac, singur, intră în adunare și face ritualul lui și pleacă acasă. Și-a adus aminte, bă, n-am mai fost un an la biserică. Aoleu! De asta avem momente fixe. De asta trebuie să ne stabilim zile de post, zile în care să stăm în rugăciune, momente în care să stăm în rugăciune și avem zile de închinare. Că altfel nu le-am mai face niciodată. Dumnezeu poruncește lucrul acesta. Chemați o adunare de sărbătoare. Dar primul lucru pe care îl cere bătrânilor este să vestească un post. Primul lucru care îl cere preoților este să vestească acest post. Postul, când postești, arăți că mâncarea nu mai este importantă, că situația este gravă. Când postești, arăți că, deși mâncarea este vitală pentru trup, relația noastră cu Dumnezeu, veșnicia, sufletul nostru sunt mult mai importante. Și lași mâncarea deoparte. Matthew Henry spunea că postul sau lipsa mâncării arată că nu meritau nici măcar lucrurile esențiale pentru viață. Situația așa de gravă, zice, Doamne, nu merităm nici măcar lucrurile astea, le lăsăm deoparte. Și tot el spunea, la fel cum trupul a slujit păcatului, prin post este pus să slujească doar lui Dumnezeu, nu pântecului. Doar lui Dumnezeu, nu pântecul. Postul are foarte multe semnificații, dar astea sunt câteva. Este această adunare de sărbătoare cerută de la Dumnezeu, o adunare de sărbătoare publică. Pocăința și smerenia lor trebuie să fie publică pentru că păcatele lor au fost publice. Apoi, deci este postul, este chemarea la o adunare de sărbătoare, este chemarea la această strângere, da, la templu, pentru că acolo era locul prezenței lui Dumnezeu, iar noi care suntem casa lui Dumnezeu, asta nu este casa lui Dumnezeu, noi suntem, asta zice în evrei, și voi sunteți casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu sunteți voi, noi care suntem casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, ne strângem la oaltă pentru că în noi, cu noi, prin noi este manifestarea prezenței lui Dumnezeu, da? Este manifestarea prezenței lui Dumnezeu, ne strângem împreună. Apoi spune că această strângere trebuia să-i cuprindă și pe bătrâni și pe toți locuitorii țării. Și ultimul lucru pe care îl cere, și Calvin spunea că toate celelalte n-au niciun fel de sens dacă nu există ultimul, zice, și strigați către Domnul, sau rugați-vă. Și strigați către Domnul. Dacă citiți cuvântul acesta, strigați, vedeți intensitatea, da? Intensitatea, seriozitatea situației. De asta spune strigați către Domnul, da? Strigarea asta către Domnul arată o sinceritate. Nu mai te rogi așa ca și cum toate lucrurile ar fi normale. E o problemă gravă aici, da? De asta strigi către Domnul. Arăți că ai înțeles lucrul acesta, da? Strigarea aceasta arată că au recunoscut și au perceput situația gravă și disperată în care se găseau. Strigarea asta către Domnul era și un apel pentru a fi salvați de Dumnezeu, da? Și strigați către Domnul să se schimbe situația. Simplă soluția. Foarte simplă soluția. Știu adunări, nu multe, știu vreo două, care au făcut lucrul acesta. Și deși cel puțin una dintre ele era jalnică, jalnică, în scurt timp Dumnezeu a început să lucreze. În anumite feluri a început să lucreze. Avea o slujbă, o dată pe lună, în care o slujbă, cum zic, o slujbă principală, în care nu predica nimeni, nu și-a arătat nimeni isteriile, rugăciune. De la început și până la final. Unde o spune, Domnule, ce o să facem? Că să ne rugăm 3 ore, 2 ore jumate. Ce o să ne rugăm? O să vedeți voi ce o să vă rugați. O să vedeți voi ce o să vă rugați. Și Dumnezeu a început să miște lucruri. Un timp de post, un timp de rugăciune, în care singurul lucru care se face de la cel mai mare și până la cel mai mic, dacă există așa ceva, este să caute fața lui Dumnezeu, să strige către Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează. Știți, Dumnezeu răspunde la lucrul acesta. Și la scurt timp, după ce
Am văzut experiența aceasta, am auzit de o altă adunare care a făcut același lucru și Dumnezeu iarăși a început să lucreze. În final, Dumnezeu le dă o perspectivă a zilei Domnului. După ce îi cheamă la pocăință, le dă o perspectivă a zilei Domnului. Versetul 15. Vai! Ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de cel atotputernic. Imaginați-vă puțin cum au sunat în urechile poporului lucrul ăsta. Deci nu mai avem nimica de mâncare, nu mai putem nici măcar să facem slujbele la templu. E toropit, e terminat totul. De la bețiv, continuând la slujitori, continuând la agricultori, care erau cei mai mulți din poporul Israel, da? Continuând la copiii poporului, restul, îi jale. Toți sunt afectați de foamea asta care a venit în urma acestei invazii de lăcuste. Și Dumnezeu spune, stați așa, dacă nu vă pocăiți, vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de la cel atotputernic. Acum o explicație succintă la această sintagmă, expresie ziua Domnului. În Sfânta Scriptură, ziua Domnului fie se referă la evenimentele de final ale omenirii, când Dumnezeu va pune punct la istoria omenirii, și la asta se referă, de exemplu, Petru. Veți vedea că Petru se referă la lucrul acesta. Vă citesc fugitiv, unde Petru zice în felul următor. Versetul 10 din 2 Petru capitolul 3. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurilor vă trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci n-a fost ziua Domnului, da? Însă dacă citiți în Vechiul Testament, veți vedea anumite zile ale Domnului care au avut deja loc. Pentru că ziua Domnului are această dublă semnificație. Fie se referă la evenimentele de final, la perioada de final a istoriei omenirii, cu toate evenimentele care vor avea loc atunci, fie se referă la o judecată a lui Dumnezeu. Ceea ce este comun la o zi a Domnului obișnuită, că aș putea să o numesc așa, și ziua Domnului de final a istoriei omenirii, este că ambele se referă la o judecată. Ziua Domnului pentru poporul Israel a fost o zi de judecată. A fost o zi de judecată. Și în cartea Ioel se folosește această dublă semnificație. Vorbește despre o zi a Domnului care este o altă judecată printr-un anumit popor străin care vine și cucerește și duce în exil. Și vorbește și despre ziua Domnului care este momentul în care Dumnezeu va pune punct și final păcatului omului și istoriei acestei omeniri. Din ceea ce înțeleg eu, această zi a Domnului despre care vorbește Ioel aici este o altă zi de judecată pentru poporul Israel. Zice în primul rând că ziua aceasta Domnului este aproape. Apoi zice că semnificația acestei zile a Domnului este ca o pustiire, nu este o zi de binecuvântare. Nu confundați ziua Domnului cu răpirea adunării, da? Momentul în care Dumnezeu va lua biserica. Da? Două lucruri distincte. Pentru noi ziua Domnului, dacă ziua Domnului ar fi când Domnul ne ia pe noi acasă, pentru noi este o binecuvântare. Nu este o nenorocire. Este un lucru care ne întristează. Da? De asta să facem Biblie distinție între venirea Domnului pentru noi și ziua Domnului, care întotdeauna ziua Domnului este o judecată și o pedeapsă a lui Dumnezeu. Da? Apoi ne arată aici certitudinea zilei Domnului. Da? Certitudinea zilei Domnului. Zice, ziua Domnului este aproape și vine ca o postire de la cel atotputernic. Și poporul Israel putea să pună sub semnul îndoiele. Domnule, poate să fie ceva mai grav decât atâta? Și Dumnezeu îi pune din nou să se uite la ceea ce s-a întâmplat deja. Adică faptul că există o judecată acum înseamnă că poate să existe și alte judecăți și vor exista alte judecăți. Și este un lucru pe care putem să-l învățăm cu toată istoria acestei omeniri. Faptul că Dumnezeu, și Petru face lucrul acesta în epistola lui când argumentează că va fi o zi a Domnului, chiar asta face. Prezintă trei evenimente cruciale din istoria omenirii când Dumnezeu a devastat anumite zone sau a devastat chiar toată planeta prin protop și așa mai departe. Folosește aceste evenimente ca să argumenteze că va exista un mega eveniment și o mega judecată a întregii omeniri. Când vedem că Dumnezeu judecă omenirea prin anumite catastrofe, prin anumite cataclisme, Dumnezeu lasă semne că va exista și că se poate să existe un mega eveniment și o mega judecată a întregii omenii. Și că nu este puțin probabil lucrul acesta. Dacă face Dumnezeu cu arii extinse, da, geografice, înseamnă că Dumnezeu poate să facă cu toată planeta. Și Dumnezeu le aduce din nou ochii asupra ceea ce s-a întâmplat. Și trecem foarte rapid pentru că deja am discutat lucrurile acestea. Le arată efectul asupra caselor și asupra templului, da? A judecății lui Dumnezeu. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii voștri și n-a perit bucuria și veselia din casa
Dumnezeului nostru. Viața evreului migra între casă și adunare. Și a spune că dacă am încorporat tradiția iudaică în creștinism, cam asta și la noi. Da? Viața noastră migrează între casă, unde e locul în care ne bucurăm cu familiile noastre, pentru că noi creștinii punem un accent extraordinar de important pe familie, migrează între casele noastre și adunare. Și Biserica Dumnezeului Celui Viu. Asta e viața noastră. Între asta migrează, da? Astea sunt punctele cardinale, fundamentale ale vieții de creștin și asta era pentru un evreu. Și Dumnezeu i-a lovit exact în punctele astea. Când se duceau acasă, nu te duci acasă, stai cu familia la masă și te bucuri de hrană. Că ai muncit și ai adus ceva pentru copilașul tău și pentru familia ta. Și te duci la templu, uite și aici mai avem câte o agapă și nu mai este nimic. Nici acasă, nici la templu. Și Dumnezeu le arată din nou efectul devastator asupra judecății lui, da? Asupra judecății lui în punctele astea două fundamentale. Spune aici, n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? Veți vedea că Dumnezeu a poruncit poporul Israel să se bucure la templu. Când te duci acolo, n-aveai voie să vii posomorât. Ofteca, supărat. Nu trebuia să te bucuri. Că avea un Dumnezeu extraordinar, că avea un Dumnezeu care le vindeca țara și i-a binecuvântat cu tot felul de lucruri, că avea un Dumnezeu care prin sistemul acela sacrificial le dădea acoperirea păcatelor lor, avea o grămadă de motive când se duceau la templu să se bucure. Și zice, nu vă afectează faptul că bucuria și veselia a pierit din casa Dumnezeului nostru? Eu cred că locul acesta ar fi un loc în care trebuie să ne bucurăm cel mai mult. Pentru că ca și comunitate celebrăm cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și cel mai important este jertfirea Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și cea mai mare bucurie și cercetare ar trebui să fie la masa Domnului. Când avem pilonul fundamental arătat, Evanghelia arătată înaintea ochilor noștri, ar trebui să fie bucurie și veselie. Bucurie și veselie. Arată efectul asupra caselor templului, arată efectul asupra proviziilor lor. S-au uscat semințele sub bulgări. Grânarele stau goale, hambarele sunt stricate. Acum, cei care ați făcut puțin agricultură, sau aveți anumite informații, noi am făcut, spune aici, s-au uscat semințele sub bulgări, da? Asta înseamnă că nu mai aveau recoltă. Corect? Dacă nu mai aveau recoltă, nu aveau ce să pună în hambare și grânare și nu aveau nici ce să semine. Noi ieșit anul ăsta. Hai că trăim pe provizie. Stai puțin. Dacă noi ieșit anul ăsta, nu aveau ce să pună în anul următor. Nu mai aveau ce să mănânce în anul următor. Da? Devastare completă. Devastare completă. Și apoi arată efectul asupra animalilor. Deci spune, cum gem vitele, cerezele de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi sufăr. Mai mulți comentatori mi-au plăcut că au tras atenția asupra faptului. Dumnezeu zice, mă, voi sunteți atât de inconștienți. Sunteți atât de închiși și de orbi la minte. Și este o caracteristică asta a poporului Israel. Nu vedeți că și animalele simt judecata lui Dumnezeu. Ați ajuns într-o stare subanimalică și întotdeauna asta este lecția. Păcatul ne pune într-o stare subanimalică. Subanimalică. Vedem în locul acesta, spunem imediat că și animalele se îndreptau către Dumnezeu după hrană. Ei erau pe altă frecvență, sărmanii. Erau pe altă frecvență. Chiar și turmele, auzi ce spune? Gem, umblă buimace, sufăr. Animalele pentru evrei erau o sursă considerabilă de hrană și de venit. Da? Și Dumnezeu îi lovește și în punctul acesta. Animalele simțeau pedeapsa lui Dumnezeu peste popor, da? Animalele simțeau pedeapsa lui Dumnezeu și uneori omul ajunge într-o stare mai gravă decât animalele. Mi s-a părut interesant, Scriptura nu prezintă nicăieri o cruzime față de animale. Și uitați, atestă suferința acestor animale. Dumnezeu spune, băi, treziți-vă, cum îi pune? Uitați-vă la animale, mă. Vedeți că e judecată, că nu mai au animalele ce mânca. Și în final, pasajul acesta se încheie cu o petiție, cu o tânjire către Dumnezeu. Și spune Ioel. Ioel nu așteaptă pe nimeni. Zice, mă, ce fac ăștia, preoți să vin la rugăciune? Dacă frață care-i conduc, nu, să duc la rugăciune, ce? Nu? Nu? Auzi ce spune Ioel, care a avut revelația din cuvântul lui Dumnezeu. Ioel care a avut revelație directă de la Dumnezeu. Ioel care a înțeles și a crezut lucrul acesta, auzi ce spune Ioel. Versetul 19. Către tine, Doamne, strig. Până strigă preoții, mă apuc eu de strigat. Căci a mâncat focul islazurile pustiei și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Și din nou vorbește despre animale. Ioel și cu animale erau singurele ființe de pe pământ care au înțeles ce se întâmpla în Israel. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine.
Calvin cred că spunea că animalele au un instinct natural de a se raporta la providența lui Dumnezeu. Un instinct natural. Sunt anumiți psalmiști care mai menționează lucrul acesta, dar nu-i timpul acum. Da? Căci au secat pâraile și a mâncat focul islazurile pustiei. Soluția pentru noi și ceea ce și felul în care încheie el este ca fiecare dintre noi să tânjim după Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu, către tine, Doamne, strig, către tine, Doamne, strig. Chemarea la pocăință, pasajul acesta, în fața judecății lui Dumnezeu, este una foarte clară. Vedem cum curge textul foarte frumos, da? Vine cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să luăm seama la ceea ce se întâmplă, să analizăm că este ceva proaspăt, este ceva nou, este o judecată pe care Dumnezeu n-a mai adus-o. E bine să analizăm și să judecăm. E un lucru bun să-ți folosești creierul de fiecare dată, da? Îi cheamă Dumnezeu să povestească lucrul acesta celorlalți, îi cheamă Dumnezeu la un bocet mare, îi cheamă Dumnezeu la pocăință, da? Îi cheamă Dumnezeu la pocăință, îi cheamă Dumnezeu să vadă prevestirea unei noi zile de judecată și de pedeapsă, să se trezească că lucrurile pot să fie mai rele decât sunt acum. Și în final, Ioel singur, el cu animalele, strigă către Dumnezeu. Și asta este chemarea pentru fiecare dintre noi în fața judecății disciplinatorii ale Dumnezeu. Să mijlocim către Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu. Ăsta este tratamentul pe care trebuie să-l aplicăm și ne rugăm ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să ne dea putere pentru lucrul acesta. Amin.